Bine v-am găsit la prima conferință organizată de compania de atingere de 2010. Astăzi nu o să discutăm despre cutremur, pentru că nu am făcut măsurători și nici nu am simțit. Am discutat despre subiecte politice. Prezentăm un produs nou în compania de atingere, barometrul electoral 2020. Vom aborda trei subiecte astăzi. Vom vorbi despre circunscripția 38, și am făcut măsurători și oficiali de anul de preliminare și oficiali. Vom vorbi despre alegerile parlamentare anticipate pentru că putea să ai loc sau nu. Alegerile prezidențiale. Voi începe cu unele aspecte metodologice. Voi explica un pic despre acest proiect. Noi îl facem în continuare unui proiect de succes, Barometrul Electoral 2019. El a început ca o idee de a încerca de a estima corect câștigători în cele 51 de circumscripții electorale pentru alegerile din anul trecut. Și dacă vă aduceți aminte, noi am avut un rezultat foarte bun. Marea majoritate a circumscripțiilor noi am dat câștigătorul corect, chiar dacă nu am dispus de date foarte detaliate, maximum poate am avut 50 până la 100 de chestionare pe circumscripție electorală. Vom avea în acest an un barometru într-un format diferit, deoarece nu mai avem alegeri parlamentare, dar avem multe alte evenimente politice interesante. Și cel puțin reprezentanții presii cunosc că acest barometru vine prin e-mail, se poate de abonat la el și aveți aici link. De asemenea, vom distribui în toate materialele noastre link-ul unde vă puteți abona la acest barometru electoral. Tentativ, ne așteptăm să avem apariții lunare în acest an, plus înainte de alegerile prezidențiale vom avea probabil două apariții pe lună, deoarece vom avea mai multe evenimente interesante. Și s-ar putea să avem material pentru a vă prezenta de două ori pe lună. Dacă vorbim despre prima ediție din ianuarie, am utilizat două metode pentru a vă prezenta datele. Prima metodă este metoda expert. Am discutat cu 20 de experți diferiți, care reprezintă diferite opinii și viziuni politice. Și am făcut un sondaj telefonic în circumscripția 38, în rândul la 100 de persoane. Perioada de colectare a datelor este foarte importantă. Noi am început cu interogarea experților de pe 21 până pe 24 ianuarie și sondajul în circumscripția 38 s-a făcut între 22 și 28 ianuarie. Vreau să vă spun că experții beneficiază de un avantaj semnificativ, deoarece ei imediat primesc raportul cu rezultate, cu ceea ce au răspuns ei. De asemenea, ei răspund la un chestionar cu mai multe întrebări, respectiv iau mai multe informații decât voi prezenta eu astăzi. Deci, experții cunosc rezultatele de azi de o săptămână deja, de pe 24 ianuarie. Dacă vorbim despre experți, din acei 20, 8, avem reprezentanțe 8 partide politice sau simpatizanțe 8 partide politice. Circa o treime, 7-8 persoane sunt neafiliați politic, pot fi considerați experți independenți, cu toate că în ziua de azi e greu de găsit pe cineva 100% independent. Ne gândim să extindem un pic numărul de experți și am menționat anumite partide din care am putea alege câte un simpatizant, e vorba de PSRM, PAS, Partidul nostru, PCRM și PL. Menționez că grupul de experți nu reprezintă un parlament, adică noi nu încercăm să avem aceeași distribuție în grupă de experți ca și în Parlamentul Republicii Moldova. Sau... Deci pentru noi e important ca ei să fie cât mai diferiți și să fie și experți independenți. Deci în total 25 de persoane au primit invitații de a participa la acest barometru, inclusiv 8 experți noi. Din ei au acceptat să participe la această ediție 20, plus doi experți n-au participat, dar și-au manifestat interes să participe în continuare și mai avem cel puțin încă un expert suplimentar pentru ediția de februarie. 4 experți s-au fost de acord să-și afișeze public numele și numele îl vedeți în ordinea în care eu completat formularele. Cel puțin vă puteți convinge că sunt persoane total diferite, reprezentând partide diferite și viziuni diferite, inclusiv este și un, cel puțin un expert independent.
7 experți au dorit să fie cunoscuți doar de grup, respectiv toți cei care au completat chestionarul cunosc și numele acestor 7 experți și 9 au dorit să fie anonim, cel puțin pentru prima ediție. Probabil pentru edițiile următoare mai mulți experți vor dori să-și afișeze public numele și noi vom face acest lucru. Menționez că anul trecut am avut 4 sondaje în rândul experților. În total au participat 17, iar cei mai mulți experți care au participat la un sondaj au fost 14. Deci noi, în anul acesta, deja am extins grupul. Acum, dacă vorbim despre sondajul în circumscripția 38, aveam 100 de persoane care reprezintă 10 localități diferite. Aveam orașul Hâncești, desigur, și 9 localități rurale. Am păstrat proporția urban-rural, ponderea populației orașului Hâncești în circumscripție nu-i foarte mare, respectiv avem 14 chestionare de acolo. Sondajul s-a făcut telefonic din considerente economice. În schimb, am stabilit cote pentru vârstă, deci ne-am străduit ca să avem structura pe vârstă apropiată de cea a populației din zona respectivă. Și cel mai important, metoda care am găsit-o pentru a pondera datele a fost să ponderăm după rezultatele alegerilor din 24 februarie. Vă menționez că dacă luăm pur aleator, eroarea maximă de șantionare în acest caz ar fi de plus-minus 9,8%. Totuși, comparând rezultatele răspunsul la întrebarea cu cine ați votat pe 24 februarie cu rezultatele reale, noi am obținut o diferență mai mici de 4 puncte procentuale, respectiv putem vorbi de o eroare de până la 4 puncte procentuale, care deja este ponderată, respectiv eșantionul corespunde în măsură mare cu ceea ce se întâmplă în circumscripție. Și trec deja la prima parte, alegerile parlamentare în circumscripția 38. Aici voi prezenta răspunsurile respondenților, deci 100 de persoane care locuiesc în această circumscripție și unele răspunsuri ale experților. Vreau să menționez că studiul în rândul experților nu poate fi numit sondaj, deoarece nu avem o populație de experți dintre care să selectăm după anumite categorii. Deci, tot ce ține de răspunsurile experților sunt opinii diverse, unui grup neomogen. Și dacă opiniile converg către o variantă de răspuns, înseamnă că există o anumită tendință, dacă ele sunt foarte diferite, înseamnă că asta e. Deci nu avem eroare de șantionare pentru experți. Prima întrebare către populație. Dacă ei cunosc că vor avea loc alegerile în circumscripție pe 15 martie, 89% din populație au spus că știu de acest lucru. Dar 10,6% au spus că nu. Din cauza ponderării nu avem procente întregi, respectiv o persoană poate să reprezinte 1% din eșantion sau între 0,8% până la 1,2%. Deci cele mai mici și cele mai mari pondere. De aceea avem procente cu 10 mai. Știm că motivul principal al acestor alegeri este faptul că domnul Botner a decis să renunțe la funcția de deputat pentru cea de primar al orașului Chișinău și am vrut să aflăm dacă populația și am vrut să vedem dacă populația consideră că aceasta a fost o decizie corectă sau greșită. Mai mult de jumătate au spus că este o decizie corectă. 14% au spus că a procedat greșit și 28% nu au nicio părere despre acest fapt. Dacă mergem mai departe, să vedem cam cine ar putea câștiga alegerile. Trebuie iarăși să menționez un pic contextul când a avut loc sondajul, atunci se vehicula doar despre candidatura doamnei Olesia Stamate din partea PAS, se vorbea despre domnul Druță de la Platforma Demnitate și Adevăr și cam atât. Și domnul Vlad Țurcanu și Dorin Chirtoacă. Deci mai târziu au apărut alți candidați. Deci când citiți răspunsurile, trebuie să țineți cont de contextul când au fost colectate datele. Aici întrebările sunt un pic diferite pentru experți și pentru respondenți.
Pe experți am întrebat cine considerați că ar avea cele mai mari șanse să câștige în această circumscripție și două treimi au spus că e vorba de un candidat cunoscut la nivel național. Și dacă e vorba de două treimi, v-am spus, dintr-un grup neomogen de experți, deja asta e o tendință destul de clară. În schimb, când populația a fost întrebată cine considerați că ar trebui să fie ales deputat din partea circumscripției 38, ceva mai mult de jumătate au spus că e vorba de un candidat local din raionul Hâncești. Aici avem o divergență între opinia experților și ceea ce am descoperit în sondaj. Totuși noi n-am avut doar câteva întrebări care mai mult sau mai puțin au coincis în cele două sondaje. De asemenea, menționez că 13% din populație au spus că ar putea vota un candidat din diaspora, iar experții n-au dat șanse unui politician din diaspora. Menționez încă o dată diferența din întrebări. La experți s-a întrebat cine ar putea câștiga și respondenții au fost întrebați cine ar trebui ales din partea circumscripției. Dacă vor merge sau nu la vot, populația a spus că da, 86%. În bine, toate sondajele arată un entuziasm mult mai mare de a participa la vot față de ceea ce se întâmplă în ziua votării. S-a întâmplat și acum. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont că procentele de participare la vot prezentate de Comisia Electorală Centrală sunt raportate la numărul de alegători înscriși în circumscripții care e mult mai mare decât populația care real este prezentă. Și datorită faptului că noi am discutat cu oameni care real sunt prezenți, atunci participarea efectivă a electoratului poate fi mult mai mare decât ceea ce va prezenta Comisia Electorală Centrală. Pe experți am întrebat cam care consideră ei că va fi rata de participare la vot conform metodologiei CEC, adică reieșind de numărul de persoane înscrise, nu persoane reale, și le-am dat ca punct de referință că circa 43% a fost prezența în 24 februarie 2019. Aici iarăși avem o convergență. Practic toți experții consideră, deci cu excepția la două persoane, consider că rata va fi mai mică. Cei mai mulți consideră că va fi undeva între 30-35%. Asta denotă o altă divergență între opiniile experților și cetățenilor. Pe de o parte aveam un interes sporit a cetățenilor pentru a participa la aceste alegeri. Pe de altă parte, experții sunt mai degrabă pesimiști și se așteaptă ca rata de participare să fie mai joasă decât a fost anul trecut. Populația a fost întrebată dacă ar prefera un candidat bogat sau un candidat cu avere modestă și avem aproape 60% care au spus că preferă un candidat cu avere modestă. 13% consideră că ar fi bine un candidat care este bogat, ceilalți nu au opinie sau nu au răspuns la această întrebare. Deci avem o anumită tendință clară care ar putea încă să ajute partidele care nu s-au determinat cu cine va fi candidatul lor la lege. Deci un sfat ar fi să vină cu un candidat cu avere modestă. Mai departe, avem două întrebări diferite, iarăși atrag atenția că ele au fost formulate diferit pentru experți și diferit pentru populație. Pe populație am întrebat cu ce candidat mai degrabă ar vota. În același timp, pe experți am întrebat cine consideră că are cele mai mari șanse de a câștiga. Iarăși menționez că întrebarea este diferită pentru ambele categorii și procentele nu sunt neapărat comparabile. Deși noi nu, deci când am pregătit sondajul pentru populație, noi nu cunoșteam despre niciun candidat independent care ar putea să participe. Domnul Cobzar s-a înscris timp ce noi colectam datele. Dacă nu mă greșesc, circa jumătate de eșantion a fost colectat după acest anunț. Noi admitem că anunțul de a participa la alegeri s-ar fi putut să influențeze aceste date. Oricum, noi am păstrat chestionarul original în care se găsea varianta candidat independent, fără a menționa un nume.
Între timp a apărut și un candidat din partea PSRM și noi la fel am păstrat doar varianta candidatul PSRM, așa cum a fost la începutul sondajului. Dorin Chirtoac, Mișcarea Unirea, Ion, despre Ion Mireuță se știa deja, Vitali Balinski s-a înregistrat cam atunci când am început sondajul, Vlad Țurcanu și am adăugat varianta candidatul PLDM care a întâlnit un procent. Deci, în rezultat, populația nu are un favorit clar, 35% n-au răspuns la întrebare și cel mai probabil asta e exact cei 35% care nu participă la alegeri. Cel mai mult a fost ales un candidat independent, 20,3%, candidatul PSRM pe locul 2, 15,4%, Olesia Stamati, 10,3%, Dorin Chirtoac, 9,6%, Ion Mireuță, 4,1%, candidatul PDM, candidatul Partidului Șor, 2,5%, Vlad Țurcanu, care deja s-a retras, 1,9%, și așa cum am menționat, un candidat al PLDM a filat 1%, reieșind în lista aceasta de răspunsuri. Menționez că nici un respondent din cei 100 n-a menționat candidatul Platformei Demnitate și Adevăr. Deși noi am indicat numele posibil. Ce au spus experții? Deci experții au fost întrebați cine are șansele să câștige, nu anume pentru cine ar vota, că ei nu sunt din circumscripție. Și aici avem doi poli, de fapt avem trei poli, vorba de candidatul PSRM, astfel consideră 6 experți, candidatul PDM alți 6 experți și Olesia Stamati 5 experți. Menționez că experții au încheiat sondajul înainte ca domnul Cobzar să se înscrie în cursă, deci ei nu știau despre participarea dumnealui și s-ar putea în ediția din februarie, când le vom adresa iarăși această întrebare, să avem răspunsuri un pic diferite. Cineva din experți a numit pe domnul Vlad Filat, care l-am pus aici convențional candidatul PLDM, mă rog, ca să asigurăm comparabilitate și nu complicăm foarte mult graficile. De asemenea, câte un expert consideră că domnul Vlad Țurcan ar fi putut câștiga sau domnul Vitali Balinski. În rest, general, experții oscilează în jurul la trei categorii. Deci, la moment, nu avem o claritate în circumscripția 38, dar există anumite tendințe foarte clare și anume faptul că apariția domnului Cobzare poate influența și, la sigur, va influența scorul final. Retragerea domnului Țurcanu s-ar putea să nu influențeze foarte mult rezultatul și este foarte important participarea sau neparticiparea candidatului Dorin Chirtoac din partea Mișcării Unirii, deoarece el s-ar putea să ia un anumit număr de voturi care va putea schimba configurația. Menționez că în circumscripția 38 e suficient ca un candidat să ia cele mai multe voturi, indiferent câte procente reprezintă acestea din total. Și acum am rugat respondenții să răspund la trei situații ipotetice. Noi știm că domnul Andrei Năstase nu va candida, sau cel puțin până acum nu s-a luat o decizie în acest sens. Dacă dumnealui ar fi candidat, el ar fi obținut susținere la un sfert din alegători și plus încă 6% posibil ar fi votat cu el. Deci potențialul maxim ar fi 31% din total sau o leacă mai mult, până la 40% din cei deciși. Dacă doamna Maia Sandu ar fi candidat în circumscripția Hâncești și acest lucru probabil că nu se va întâmpla, domnia ar fi acumulat și mai mult, 37,1% și posibil ar fi votat încă 9% pentru domniei. Cei care n-ar vota e aproximativ egal cu cei care votau, respectiv ar fi putut câștiga lejer aceste alegeri cu așa un procentaj. Și am mai testat o variantă de răspuns dacă domnul Vlad Filat era candidat în circumscripția natală, ca să-i spun. Dumnealui ar acumula 18,2% și posibil încă 6% ar vota. Respectiv,
În acești trei politicieni, doamna Maia Sandu a avut pe departe cele mai mari șanse să câștige, lejer chiar aș spune. Domnul Andrei Năstase ar fi putut concura, dar cu anumită doză de risc, și domnul Vlad Filat ar fi acumulat un scor decent, cel puțin. E prematur de spus că ar fi putut câștiga. Am întrebat deja experții dacă ei se așteaptă la anumite fraude în cadrul acestei circumscripții, care ar putea să influențeze rezultatul votului și, după cum vedeți, în general, nu prea se așteaptă fraude. Experții se așteaptă la un scrutin cinstit și iar și dacă e vorba despre un grup foarte diferit de experți și dacă toți converg spre asta, înseamnă că există o anumită siguranță că alegerile vor fi corecte. Trecem la două blocuri care sunt un pic mai scurte, deoarece aici am adresat întrebări doar experților. Partea cu sondajul în circumscripția 38 s-a încheiat. Fiecare are drept să-și facă anumite concluzii. Noi am încercat să vă prezentăm din mai multe perspective rezultatele. Despre alegeri parlamentare anticipate în 2020. Am întrebat experții cât de probabil li se pare organizarea unor astfel de alegeri în acest an și avem un răspuns destul de clar, 70% din experți consideră că este puțin probabil și 10% că e deloc probabil. Deci doar 4 experți văd șanse cât de cât vor fi astfel de alegeri. Niciunul din experți nu e absolut sigur. Respectiv, s-ar putea să nu ne așteptăm alegeri parlamentare anticipate în acest an, dacă să credem experților. Totuși, dacă ipotetic astfel de alegeri ar avea loc în acest an, am întrebat cine ar avea cel mai mult de câștigat. Și aici există două răspunsuri foarte clare. Deci fiecare expert putea să numească doar o variantă de răspuns. Jumătate au numit Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, o terime au numit Partidul Acțiunii și Solidaritate și câte un expert au numit Partidul Democrat, Partidul Popular Șor și Partidul Nostru. Deci, în opinia experților, sunt două partide care ar avea mult de câștigat din organizarea unor alegeri parlamentare anticipate. Și o să vedeți că sunt exact aceleași procentaje, dar doar o coincidență. Cine ar avea cel mai mult de pierdut? E o coincidență de procentaj, nu și de variante de răspuns. În opinia la jumătate de experți, cel mai mult ar avea de pierdut Partidul Democrat din Moldova. O treime au numit Platforma Demnitate și Adevăr. Câte un răspuns a fost despre Partidul Liberal Democrat, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și Partidul Acțiune și Solidaritate. Deci există opinii destul de clare din partea experților, că două partide PSRM și PAS ar avea de câștigat și alte două partide PDM și Platforma Demnitate și Adevăr ar avea mai mult de pierdut dacă se vor organiza alegeri. În continuare am întrebat experții ce partide consider ei că vor intra în Parlament în cazul unor alegeri parlamentare anticipate. Respectiv, pentru fiecare partid e vorba de procent din totalul experți. Deci aici, univoc, toți experții au numit trei partide care vor intra în Parlament, PSRM, PAS, PDM. Și cam o treime din experți consideră Platforma Demnitate și Adevăr ar putea intra în Parlament, Partidul Politic Șor. Câte 5 experți au numit Partidul Unității Naționale și Partidul Nostru. 2 experți au numit Mișcarea Unirea, care s-a constituit recent. Și un expert a adăugat o variantă de răspuns, e vorba de Congresul Civic, domnului Marc Tkăciuc. Deci, cel puțin avem o claritate că opinia experților, 3 partide sigur vor fi în Parlament. Există anumite dubii asupra la alte 4 partide și anumite presupuneri referitor la încă 3 partide. Și trecem la ultimul bloc, alegerile prezidențiale care, în mod normal, trebuie să aibă loc în acest an. Și de asemenea au răspuns doar experții. Mă rog, nu am întrebat persoanele din circumscripția 38 despre asta.
În primul rând, i-am întrebat dacă se așteaptă ca legile să se încheie din primul tur și opinia destul de tranșantă a experților este că nu. 65% se așteaptă că va fi la sigur turul 2 și 25% spun că este posibil să fie turul 2. Doar doi experți consideră că ar putea să se încheie din primul tur alegerile. Am modelat câteva situații, iarăși experții au răspuns cine are șanse mai mari să câștige în turul 2 între Igor Dodon și Maia Sandu. Proporția este 75-25% pentru Igor Dodon. Și între Igor Dodon și Andrei Năstase proporția este de 90-10%. Este opinia experților, deci nu e un sondaj național în rândul populației. Vom vedea ce vă răspunde în februarie. Noi vom include aceste întrebări în fiecare lună. Mai departe, am vrut să vedem dacă ar avea tur 2 al alegerilor, ce alt candidat, în afară de aceștia 3, ar putea accede în turul 2. Un expert a numit un candidat pe PDM, Pavel Filip sau Andrian Candu. Un expert l-a menționat pe domnul Octavian Țicu, un expert l-a menționat pe Vitalie Balinski, patru experți au spus că nu știu și cei mai mulți au spus că nu există așa candidați. Iarăși există un anumit consens în rândul experților că cel mai probabil cineva din aceștia 3 vor ajunge în turul 2. Eu vă mulțumesc de atenție. O să anticipez o întrebare care apare întotdeauna. Cât a costat și cine finanțează asta. Este finanțat din bugetul de marketing al companiei Date Inteligente pentru anul 2020. Anul trecut am investit timp și ceva bani în barometru 2014, ceea ce ne-a dus foarte multe beneficii directe și indirecte. Unul din beneficii a fost când am câștigat în premieră tenderul de a organiza barometru opinii publice, care a fost prezentat la sfârșitul anului 2019. Și noi aveam foarte multe proiecte pe rol. Și, oricum, cei care sunt interesați de barometru și sunt destul de mulți oameni care ne citesc, vor avea posibilitatea să ne susțină și pentru un cont de Patreon, care noi practic am pregătit și va fi lansat în curând. De asemenea, noi trimitem comunicate prin e-mail centralizat. De data asta noi am decis să facem o conferință de presă, dar nu întotdeauna vom organiza conferințe de presă, respectiv abonarea la barometru este cea mai bună idee. Am păstrat link-ul de anul trecut, să nu vă duc în eroare faptul că e 2019, link-ul este corect. Puteți să scrieți pe adresa contact@aronidata.md, lăsați adresa de e-mail și noi vă adăugăm și veți primi lunar barometru. Cei care sunt abonați vor primi astăzi un comunicat de presă plus prezentarea aceasta. Acum vă stau la dispoziție pentru întrebări. Ok, noi am pornit de la premiză că cel puțin doamna Sandu și domnul Andrei Năstase ar fi putut candida sau cel puțin s-a vehiculat această ipoteză că circumscripția 38 ar fi fost o platformă bună pentru a câștiga un pic de electorat înainte de alegerile prezidențiale. Plus, acești doi candidați, dacă ar fi fost aleși, ar fi fost în Parlament și vocea lor s-ar fi putut auzit. Respectiv, sunt motive obiective care noi am vrut să le verificăm. Până la urmă, au decis să nu candideze, e dreptul lor. În privința domnului Vlad Filat, este din Lăpușna, în circumscripția 38, am vrut să vedem dacă dumnealui ar fi avut șanse în general sau șanse mai mari ca la alții. Și datele au arătat că, în principiu, există populații care l-ar fi susținut și sunt destul de mulți. Alte criterii nu au fost luți de rest. Nu ar trece prea. Și vedem și acest sondaj că
O treime din experți, deci 7 din 20 consideră că platforma are accede în Parlament și 13 consideră că nu are accede. Respectiv, nu sunt șanse pierdute și sondajele demonstrează că platforma Demnitate și Adevăr se află undeva la limita pragului. Dar ce pragul a fost micșorat până la 5%, acum ei au șanse bune de a intra. Totuși, ei n-au o popularitate suficient de mare ca toate sondajele care, mă rog, operează cu numite erori de eșantionare să le dea de fiecare dată 5%. Dependență de, mă rog, cum s-a făcut selectarea persoanelor. Părerea mea e că platforma Demnitate și Adevăr are șanse de a trece în Parlament. Ei sunt la limită, dar iau foarte mulți primari acum. Depinde deja de ei. Și experții nu se așteaptă la alegeri parlamentare în anul acesta, respectiv iau și timp să demonstreze prin rezultatele activității primarilor lor, deputaților. Sunt foarte mulți deputați activi, inclusiv pe circumscripție, respectiv. Ei nu mai sunt un partid extraparlamentar, au deja și resurse administrative și pot să le utilizeze. Doar experți. La a doilea și a treilea bloc am întrebat doar experții, doar ce sunt întrebări generale și, mă rog, în cazul ăsta n-ar fi reprezentativ să discutăm cu persoane dintr-o circumscripție. Dar când am adresat întrebări despre circumscripții, deci le-am adresat persoanelor de acolo. Vă mulțumim pentru atenție. Abonați-vă și o să primiți lunar parametrul electoral.